Antrenorii românii nu se înghesuie să vină pe banca tehnică a Naționalei de Handbal Feminin. Doi dintre cei patru antrenori propuși pentru acest post, Adi Vasile și Bogdan Burcea, au refuzat să preia Naționala României. În curs au mai rămas celelalte două propuneri, Florentin Pera și Aurelian Roșca. Rămâne de văzut cine le va antrena pe tricolore, iar decizia trebuie luată repede, pentru că peste două luni România se va bate pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Sub presiunea timpului, Federația de Handbal poate avea și alte probleme. Suedezul Thomas Riede a anunțat pe un cont de socializare că va da în judecată forul condus de Alexandru Dedu. În postarea sa, Riede a scris că i s-a întâmplat pentru prima oară după 37 de ani de activitate să fie concediat. Antrenorul intenționează să dea în judecată federația, deoarece consideră că a fost demis în mod abuziv. Riede a fost angajat la București anul trecut în luna mai. Obiectivul său era să califice Naționala la turneul olimpic de la Tokyo, însă acest target nu a fost îndeplinit. România a terminat pe locul 12 la Mondialul din Japonia. Cristina Neagu și colegele sale au prins turneul de calificare din Muntenegru grație locului 4 obținut la Campionatul European din 2018.